Un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat despre producerea unui incendiu la o hală de producție materiale textile din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat de urgență 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi și o ambulanță SMURD. Din cauza degajărilor mari de fum și a situării halei de producție materiale textile lângă un centru, lângă un supermarket, a fost generat mesajul o alert pentru atenționarea populației aflate în zonă. De la fața locului, două persoane au suferit atac de panică și au necesitat îngrijiri de specialitate, paramedicii acordându-le primul ajutor calificat și ulterior transportându-le cu ambulanța SMURD la unitatea de primiri urgență Focșani. În prezent, echipajele încă lucrează pentru stingerea incendiului, iar cauza acesteia urmează a fi stabilită după cercetările care se vor efectua. Da, pagube sunt, atât hala, cât și bunurile aflate în interior au ars în totalitate. Plutonier major Corpu Cristina, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Angel Salini al județului Vrancea.